Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Sper că reușesc să mă filmez bine. În aceste momente facem un, nu știu, spuneți cum vreți, o premieră de televiziune, un experiment. O să luăm imagini de pe camerele de supraveghere de aici, din zonă, pe care le-am descoperit. Imagini pe care autoritățile le-au ignorat, spunând că nu sunt relevante pentru acest caz. Investigatorii noștri, să vă mai arăt imagini, sunt aici, stimați telespectatori. Încearcă să copieze toate aceste imagini pentru a face traseul doctoriței și pentru a vedea persoanele care au venit în cabinet în ziua și în seara aceea nenorocită, marți, adică acum câteva zile. Se copiază așadar imaginile de aici, au venit anchetatorii, s-au uitat de ele și au spus că nu sunt relevante pentru dosarul cauzei aceste imagini, că nu se vede din cauza luminii prea puternice, nu se distinge nimic, deși pe imagini înțelegem de aici, de la cei de la fața locului, că sunt destul de mulți oameni, sunt destul de multe siluete care se văd așadar în aceste imagini. Hai să încerc și un pic, în măsura în care mă și descurc, să întorc această cameră, să vedem dacă reușesc să o întorc un pic, dacă nu, să mă dau fix așa, ca să vedeți dumneavoastră. Așa, da, se desfășoară lucrurile aici la noi. Bun, acum copiem imaginile, stimați telespectatori. Tot ceea ce pot eu să vă spun dumneavoastră este că vă invit să rămâneți alături de noi pe România TV, pentru că în câteva minute detonăm bomba. Câteva minute vă arătăm persoanele care au intrat în cabinet și mai mult decât atât, printre ele, posibilul criminal. Rămâneți alături de noi!